Bună ziua, dragii mei! Pentru început, am să vă relatez principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se află în zodia Balanță și va intra în Scorpion pe 23 octombrie. Marte va fi retrograd în Berbec până pe 14 noiembrie, când se va întoarce și va călători în linie dreaptă. Marte ne va duce înapoi în trecut să rezolvăm situația care nu a fost rezolvată. Trecutul se întoarce acum la noi. Saturn se află în Capricorn, unde va sta până în decembrie 2020. El pune în ordine tot ce ține de muncă și salarii adecvate pentru munca depusă. Trebuie să depunem eforturi mari pentru a ne asigura familiile. Venus se află în Fecioară până pe 28 octombrie, când se va muta în Balanță. Mercur se află în Scorpion. Pe data de 14 octombrie va intra în mișcare retrogradă până pe 3 noiembrie. La sfârșitul lunii se va muta în Balanță, unde va sta încă 3 săptămâni în noiembrie. Mulți vor auzi de iubirile din trecut, alții vor rezolva contractele și acordurile deschise. Nu semnați și nu rezolvați nimic nou în timpul mișcării retrograde. Dimpotrivă, rezolvați situațiile vechi, neterminate și completați-le. Jupiter s-a întâlnit din nou cu Pluto și Saturn, unde aduce situații interesante. A luat ceva de la noi și a dat ceva în dar. În orice caz, această schimbare este pentru binele cauzei. Luna plină din Berbec va avea loc pe 1 octombrie. Luna plină este importantă pentru zodia Berbec. Chiron, vindecătorul rănit, va ajuta în luna plină. Chiron va aduce o situație dureroasă, care va deschide răni vechi, astfel încât să se poată vindeca din nou. El va aduce celelalte semne în mod clar într-o anumită zonă a vieții. Mulți închid o anumită activitate sau un loc de muncă. Luna nouă din Balanță are loc în data de 16 octombrie la 21:30. Luna nouă este importantă pentru semnul Balanței. Pentru toate semnele, luna nouă va afecta domeniul relațiilor, acordurile contractuale, relațiile de muncă și de parteneriat, relațiile de familie. Luna plină în Taur va avea loc pe 31 octombrie. Luna plină este importantă pentru semnul Taurului. Uranus, planeta inversărilor și, de asemenea, luna neagră, vor ajuta în această lună plină. Ne vom putea confrunta cu situații neașteptate. O inversare rapidă a situațiilor privind proprietatea și stabilitatea, teama de schimbare. Această lună plină se va simți 14 zile în noiembrie. Un fapt interesant luna aceasta este luna neagră, care se va deplasa din zodia Berbec în zodia Taur. Pentru noi toți va fi un an în care va trebui să luptăm cu tema relațiilor de familie, proprietate, stabilitate și teren solid sub picioarele noastre. Situații precum cele din 2012 se vor repeta. Pentru Balanță, luna octombrie este una dintre cele mai minunate luni ale anului. Veți putea depăși dificultățile cu care vă confruntați cu dinamismul și vitalitatea voastră. Cariera nu poate fi ignorată, dar accentul se va pune pe problemele legate de casă. Prin urmare, veți fi independenți pentru a vă forma propriile metode pentru a vă atinge ambițiile. Nu este nevoie de cooperare sau conciliere. Impulsul planetar este în creștere și va face ca lucrurile să se întâmple într-un ritm rapid. Problemele din familie nu sunt prea vesele. Cheltuielile cu familia vor fi anormale. Vor fi prea multe neînțelegeri cu membrii seniori ai familiei. Copiii nu se vor putea concentra pe studiile lor din cauza situației. Toate problemele ar trebui rezolvate fără a răni membrii familiei. Compatibilitatea în relație va fi afectată de Mercur până pe data de 28 octombrie.
Nu ar trebui să rănești sentimentele soțului sau soției dacă vrei ca relația să fie plăcută. Armonia este, de asemenea, tulburată de preocuparea voastră pentru profesie și de problemele familiale. Venus îi va ajuta pe cei singuri să intre în parteneriate de dragoste. Relațiile confirmate pot fi influențate de apariția unei pasiuni mai vechi. Dacă sunteți interesați să vă căsătoriți, timpul este de bun augur. Cât privește cariera, nu este o lună foarte încurajatoare. Veți lucra din greu, fără niciun fel de recompense importante. Nu reușiți să obțineți cooperarea conducerii și a colegilor. Acest lucru face dificilă realizarea obiectivelor voastre profesionale. Nici măcar călătoriile nu vor fi profitabile pentru avansarea în carieră. Veste bună e pentru șomerii care vor reuși să obțină un loc de muncă. Nu este o perioadă favorabilă dezvoltării academice. Dacă doriți să urmați cursuri universitare, veți avea o problemă în a intra în instituțiile potrivite. Studenții de la inginerie le va fi greu să continue studiile, iar cei care participă la teste competitive ar trebui să muncească mai mult. De asemenea, studenții care încearcă să studieze în străinătate se vor confrunta cu prea multe provocări. Vor exista călătorii atât în țară cât și în străinătate, dar ar fi necesar să vă restrângeți activitățile de călătorie pentru a economisi bani și timp. Dar totuși, relațiile voastre sociale vă vor ajuta la creșterea financiară. Vor fi o mulțime de perspective financiare, iar banii vor veni din surse neașteptate. Depunerea ta financiară va fi splendidă, ceea ce te va ajuta să-ți formulezi strategiile și țintele pe mai departe. Realizările financiare sunt ajutate de imaginea personală și de atracția ta. Din cauza sănătății minunate, vei arăta atractiv. Nu sunt prezise probleme majore de sănătate. Problemele minore de sănătate pot fi îngrijite prin asistență medicală adecvată. Nu trebuie să uitați de exercițiile fizice și de o dietă sănătoasă. În general, aceasta este o lună fabuloasă pentru bunăstarea ta.